Klaus Iohannis, în aceste momente, sigur, face și el cu greu față vremii de afară. Ei, dacă era în Florida acum, așteptam după el, că n-avea cine să semneze. Generalul Coldea ar mai fi rămas în funcție încă o zi. Între el și pensionare era totuși așa un hău care s-ar fi putut căsca fără nicio problemă. Șeful statului ar fi trebuit să fie la soare acum, la 32 de grade la Miami, uitându-se cu binoclu spre Cuba lui Raul. Cât sunt 130 de kilometri, eu știu, ne-a contrazis un telespectator mai bine plasat decât noi la un moment dat, așa ceva. Între sudul absolut al Floridei, insulele Keys, acolo unde s-au și făcut atâtea filme, între care remarcabilul thriller Bloodline, în insulele Keys, în sudul absolut al Floridei, și Cuba, Cuba de oi. Cuba de oi, care nu mai este Cuba lui Fidel, ci Cuba lui Raul, e acolo ar fi trebuit să fie. Și noi să-l așteptăm, vină mă, nenorocitule, acasă, că uite-i prăpăd aici. Nu, el este în țară, la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Klaus Iohannis și că sublinează cu roșu. Este o declarație, Dumnezeule, de copil de clasa a patra, deși i-aș insulta pe cei de a patra, aș retrage totuși această afirmație, sunt bine plasat. Cunosc, în general, clasa a patra, în poziția în care mă aflu, sunt bine pregătiți, mai bine pregătiți decât noi, unii dintre ei. Clasa a treia, așa. Deci este o declarație de clasa a treia aceasta. Pentru ca serviciile secrete să-și facă treaba bine, treaba deci, și pentru ca politicienii să-și facă treaba bine, altă treabă, este important să trasăm cel puțin două linii roșii. Asta este continuarea replicii lui celebre cu un lucru este clar. Turul al doilea am ajuns eu și cu domnul Ponta. Una se referă, adică o linie roșie, se referă la felul cum se relaționează serviciile secrete la politicieni la politică. Sau mai simplu spus, dacă e bine sau nu e bine ca serviciile secrete să se amestece în politică. Acest lucru trebuie foarte bine clarificat. Pe cine să-l clarifice? Tu ești numai cu gura. Așa, părerea mea, și părerea lui, atenție, că nu este bine să fie lăsate serviciile secrete să se amestece în politică. Tu ce crezi, dragă? Era bine că românii s-au bătut cu turcii? Părerea mea este că a fost bine că românii s-au bătut cu turcii. De ce? Asta nu pot să vă spun. N-am învățat până acolo. Sau, părerea mea este că nu e bine că s-au bătut. Deci, sunt niște explicații la gâgă. Șeful statului să vină să-ți spună așa ceva. Cum să fie, mă, altfel? Deci, părerea mea e că nu este bine să fie lăsate serviciile secrete să se amestece în politică. Ce e asta? Cealaltă, adică a doua linie roșie, trebuie să definească cât de mult, aici e o cacofonie, ia lui, definească cât de mult și cum se pot implica politicienii în treaba serviciilor secrete. E același lucru ca și în prima linie, de fapt. Sau, în traducere liberă, cum e cu politizarea serviciilor secrete? Exact asta spunea, bă, deci este de cascadorii râsului omul ăsta, mă. Bă, este de cascadorii râsului. Deci ăsta nu este în stare, dacă îi dai acum un titlu sau îi pui un ficus în față, să scrie trei rânduri despre el. Deci eu nu înțeleg cum a făcut școală omul ăsta. Iertați-mă, ce funcții, ce președinte, mă. Așa ceva să te prezinți cu așa ceva. Bă, deci oricât am fi râs noi, oricât am fi înjurat, oricât ne-am fi săltat bojocii să-i înjurăm pe toți, bă, deci n-am avut niciodată un asemenea specime. Nici Ion Iliescu, nici Emil Constantinescu, nici Traian Băsescu, nici toți prim-ministri care au existat până acum. Niciunul n-a fost atât de slab cum este Klaus. Ce pregătire asta? Bă, mi-ar fi rușine, mă, să mă exprim așa ca șef al statului. Și atenție, bucșit de consilier și de tot felul de trepăduși de ăștia de care nici Dumnezeu nu știe, dar și care stau pe acolo prin juri, cum să redactez, bă? Deci n-am timp acum să fac analiză pe text, dar cine a fost atent și a urmărit ce spuneam mai devreme, este de clasa întâi să te exprimi în asemenea mod. Ce e asta, bă? Dar de la sine înțeles că politicienii nu trebuie să se amestece în treaba SRI-ului și nici invers. Ce e asta, bă? Adică e ca și cum ar fi venit șeful statului, bă, șeful statului deja de atâta timp și să spună, după părerea mea, nu este bine să furăm. Da? Deci asta vrea să spune el în esență. Păi bineînțeles că nu e bine să furăm.
Dar de ce mai pierdem timpul să ascultăm o asemenea frază?